meu nu mai vineau la alimentat la la gara la Boxuica. Clar la gara la Boxuica erau Vaș Flore, că deja au fost doi de ori alimentat. Iașul la Coloană și Coloană și ăsta la Vaș Flore la Boxuica. La Coloană ai luat bascula de la Cealma, mi-ai zis. Prima dată când am dus. Cam cât ai lucrat cu ea? Ceva luni numai, până când s-a făcut el bine la deget. La mână. Și lucrai cu ea în balastieră la Răpsig? La Răpsig și la... De la Răpsig încărcam. De la Răpsig încărcam. Din Criș? Din Criș. Lucram și la mânieră, la mânieră erau oameni. Și... Numai la mânieră și la Răpsig erau balastiere ci sau mai erau și altele pe Criș? Ba, pe Criș nu mai erau. Mai ducem și de la Mureș, mergem și la Mureș. Mai atunci ducem pentru drumul și... Hai, povestește-mi cum se bascula în vagoane la Răpsig, acolo în gară. Se suia de jos, de jos cu manșalierul. Deci era făcută rampă până deasupra vagoanelor. Deasupra vagoanelor, indiferent cât era vagoanul. El de acolo în spate, în spate, erau niște tramverse așa, solide, bagate, și știi cât ori fi fost bagate el? Oameni, bagate, în pământ, știi? Totuși aveam o leagă de opritori acolo. Era în pantă mare, era în pantă. Era e din lung, dar nici din lung tare nu era. Și să se sue. Cam chinuiai mașina până o încărcat. Nu chinuiai, la blană. La blană. Și atunci basculați direct în vagoane. Direct în vagoane. Și unde duceau balastul? Duceau balastul în țară, în țară, în țară, pe la întreprindere. Vezi că se făceau construcții atunci. Pe vremea lui Ceaușescu. Da. Construia mult. Trebuia balastul. Scoțeai cu balastul din balastieră din la Răpsig cu excavatorul și... Erau excavatoare, era cu cablu 06, nu? Exact, excavatoare din alea. Cablu duceau, nu? Încărcau, duceam pe la oameni, se faceau în sat drumuri, în comune. Vineau și primarii și taxau acolo la noi, făceau comerț, taxau. Da. Duceai, era de lucru. Era tot timpul de lucru. Da, sigur, era. Pe la cucurei, pe la Sileuș, pe la... Nu, cu aprovizionare, pe la, după bere, bagizam, ducem bere de la Oradea, până când s-a făcut fabrica asta și la... La Arad. La Arad. Și pe urmă ai luat Carpați, un Carpați, de la cine l-ai luat? La Iștoc, de la Urel. Un Carpați gri, mi-ai zis. Carpați gri, da. Și cam cât ai lucrat cu el? Am lucrat aproape 2 ani. Am lucrat cu el. Și pe urmă? Pe urmă am lucrat cu o mașină de la Puf. Buceag. Un buceag, de la Puf. 3 ani. S-au electrocutat, s-au suit pe un stil după niște pui de torturică. Dar la ce culoare a fost? Așa la albastru. Vânăt așa. A venit din capitală? Da, din capitală. La Cluj sau unde a făcut capitală? La Cluj nu l-a stat pe mare, nu știu, nu mai țin bine. Nu știu că el l-a dus. El l-a dus. Și pe care sunt groși, dar totuși am completat cu lapte să rămână... Atunci, după aceea, capătata. Carosatul basculant. Carosatul basculant. Și cu ce l-am dus în țară? Cu ce l-am dus în țară? Îmi zic că m-am dus la Ploiești odată după... De după ceva stofe din astea m-am dus, zic, m-au pus să trag tăite cuine din pod. Și m-au pus acolo, cum l-au călcat în vrac, așa. Și hârtie acolo grosă, și țin minte așa mai rău, că sunt ani de atunci, nu? 30 de ani, ce 30? Poate din 20 și se pierde, poate 40, mai mult. Mai mult, a fost până 75. 75, da. Da. Atunci
Zic-o și la conduc și zic-o și la pânțare. Și atunci, și cu, atunci când am primit pe asta, atunci nu mai vorbit, că atunci era nou. A zis, am, îmi place să mă duc. Mergea și la solo. Nu avea remorcă la ea. Nu. Mergeam la, la Balș, la Craiova. Noi mergeam la intrare, în Ovidiu era o, o, asta, o bază de asamblat pompile pentru irigații, le trimitem în export. Mergeam, cu, era marfă ușoară, câte o șase pompe pe parte, șase pe altă, prinse cu niște vincluri, numai, cu încărcătură ușoară. Zbura buceaiul pe ea. Ce vorbesc? Faină, 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 mergeam. Mergea mult în țara. Și la, la bal și iară, tot cu, tot cu pompe, dirigat cu ăsta de la Arad, cu... De, cu nu, nu puiam, cu Imaia. Cu Imaia, Imaia. Era, era beneficiarul nostru și... Imaia? Și trimite... Trimite incubatoare, și că atunci se vizita să... Incubatoarele se pe la colective. Da, da. Și crescătorii de pui. Da, da, da. Am fost la, la Bârlad, am fost odată. La, da, la Tichița, le paprut, vă 20 de kilometri la Bârlad în loc. Paprut, Vaslui. A clătear pe pod, când mă băgai pe podul și ce făcui, și s-a oprit motorul, mă, și a clătear trebuie să schimb electromotorul. În locul ăla am avut electromotor, nu mai porni nici cum. Să strâng, lua foc. Și atunci luai... Ai făcut carosatul basculant, nu? Cu asta, cu asta, cu 24 ori de sub. Da. Și schimbai electromotor, chiar pe pod. Da. La Vaslui, da. Treci podul, e, înainte de a trece podul, e pe partea dreaptă. E asta, zi. De sor, câmp, acela, câmpia aceea a, a Revoluției, unde a urmărit acolo războiul. Îmi spusești că era vorba că trebuia să se facă autobaza la Ineu, nu la Sebiș. Da. Atunci când se desfințe la Alma și autobaza. Nu știu dacă vezi dumneavoastră că ți-aș arăta cipuri. Trebuia numai să dispărți. Ineu, adică, autobaza Sebiș și Ineu de Oradea. Alma și autobaza de la Alma și se despărțe de Oradea. Trecu la Arad. Și atunci Aradul, sigur că da. Ori aranjat ăștia de și cu băiașul, cu bărcuț, cu ăștia de la Arad și... Și să călătorească ei la, la Ineu. Fac la Sebiș. Dar locul a fost și pichetat tot pentru autobază. Sigur, dacă mi-e doar așa mult să cunosc, să cunosc ferle batuce acolo în, în el. Ba, poate nu se cunosc că după aceea am asfaltat, că atât am avut și noi noroc că erau grob. Mi-au dat ciment, am asfaltat pentru coloană la Ineu. Dar acolo ce-a fost? Câmp înainte? În coloană? Eu nu știu, că eu când m-am dus de aici, așa am găsit-o. Chiar atunci s-a început că lucra cu noi. Noi am asfaltat acolo, cu șoferii, duminica. Duminica până la, până la amiază. Da, lucram la, la, la beton, la betoni, acolo, în curte. Da. De ce vreau să spun că îi vedem fiarele acelea acolo. Da. La Ineu oricum era mult de lucru față de Sebiș. La Ineu era altfel față de Sebiș, sigur că era. Era de lucruri, era iasurile, era, era mai, mai, se făceau construcții mai multe, mai, construiau mai mult la Sebi, la Ineu, ca la Sebi. A fost mai bine cu Irta Oradea decât cu Aradu. Eu am ajuns, era mai aprovizionat. Mai aprovizionat? Mai aprovizionat era cu Oradea ca cu Aradu. Mai aprovizionat. Da? Nu fu mult cât am stat eu acolo. Adică de când m-am... Era probabil mai bună organizarea. Mai bună organizare. Sigur era... Na, era mai, mai vechi, mai altfel. Probabil vor fost mai de mulți. Da, Irta Oradea a fost mult înainte. Da. Că și autobaza de la Arad a ținut tot de Oradea.
Da, 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 da. Că Rațiu a fost, la început, a fost șef de autobază. Și pe urmă ajuns. Da, Rațiu a fost, da. Prefer Vinicius ăsta de și de la SLU. Era SLU și-o și tot la coloană, la INEU. Tot SLU și-a de tot până, Rațiu. El a fost în SLU? Sigur. În SLU, da. Nu știu, el a fost în SLU, nu nevastă a fost în SLU. Știu că a fost în SLU, din SLU. Cu care o s-a tu basculant? Cu asta, da. Și între Odvo și Cono, am făcut o pană de cauciuc acolo. Și n-am strâns, am strâns roata și am plecat. Nu le-am mai strâns după ce pe parcurs și n-am mai verificat. Și era noapte pe la 26. Am plecat și tete nu. Și între Odvo și Cono, în curbile cele mă, mă matrezesc că zboară roțele. E încărcat cu biter. Zboară roțele din partea stângă. Din partea stângă. S-a dus într-o parte și... Nu, o redresai cât putui, cât putui. Cât pică jos. Roțele pe tambur. Și... E, au rămas pe tambur, acolo? Da, da, da. Taie cu cauciucuri. Deci, jențele, tăi ce mâncare. Ovalizate, găule. Sigur. Șorofile rupte. Prezonile. Prezonile. Aptele, școală, le-a făcut. No, am stat acolo până dimineața. Dimineața m-am suit într-o mașină. Umbla atunci. Atunci, în timpul acela, umbla atilerul mobil de la Arad până la Săvârșin. Și de la Săvârșin până la Deva. Și în casău pe drum, duceau de la Lipov, deși de la Arad, unde era mai aproape, ori la Lipova, dacă era de la Lipova în cloc, cât asta ducea la Săvârșin, la coloană, la auto. E remorcat, da. Remorcat. Dar asta tot timpul umbla mobilul, tot timpul era pe drum? Fășea cursă pe drum, sigur că da. Și atunci am venit și la autobază, la Lipova, și o dat mecanic. Ai tu vreo mâncă cine? Nu am. Și m-a dat mecanic și mă pot fac cu roțele și am plecat. Da. Dar, vezi, atunci am avut, nu că am avut curaj, o trebuie să dăs mașina încărcată în drum, dar nimeni nu s-a prins o sticlă de biter. Mă, că era, nu, depășite obloanile. Ce zici dacă îi lasa omul? Ha, ce-ai trezit și fără mașină? Și fără mașină. Și fără mașină. Da. Vezi? Și-a fost atunci, cum a fost, de sigură. Intrase în funcțiune... A doua treaptă. A doua treaptă. Mergeau bine. Fugeau carpaturile cele. Haide, vine, Doamne. Dar am înțeles că la început au fost carburatoarele Holei pe da, el. Da, după ce au vin. Dar nu au fost numai doar o serie, două de carpaturi. Atunci au trecut pe Buceaguri. Pe Weber. Da, sigur că da. Carburatoare normale. Normal, da. Dar fugeau cu Holei, da? Fugeau acelea, hai, prindeau viteză. Fugeau. Da, spune-mi că se zice că nici polițiști nu îndrăzneau să umble după, să urmărească șoferii după Carpați. Era Crișan, avea șofer, Crișan, și la Șebiș. Primul Carpați? Primul Carpați, ror. Au fost multe roșii. Da. Și aici ca ceva budici, așa cu frișcă și... Era faină, prin erau cuți. Și cum a fost când a apărut Carpațul, când ați văzut prima dată Carpați? Ai. Era o frumusețe în Carpațul atunci. Da, primele mașini care au venit după... Cum se spune? Steag. După steaguri. Cam o să te neamă, dar eu am dus... Dar la Irta l-au avut Carpați roșu. Înțelegi? La Irta, da. Nu, e acolo.